Sezonul estival și canicula de afară par să își pună amprenta și pe ședințele de Consiliul Local de la Severin. Consilierii municipali, întruniți astăzi în ședință ordinară, au votat în mai puțin de o jumătate de oră 15 proiecte de hotărâre. Unanimitatea și consensul au fost cuvintele de ordine la această ședință, iar pe ordinea de zi s-au aflat rectificări bugetare, aprobarea unei liste de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim ANL, delimitarea unui sector alocat veteranilor de război și deportaților în cimitirul ortodox Sfântul Ștefan și mai multe vânzări și concesionări de terenuri. O ședință fără probleme, cu hotărârii de Consiliu de Interes Cetățenesc aprobate în unanimitate. Mi-aș dori să mai am astfel de ședințe în care toți cei care sunt consilieri, indiferent de partid, înțeleg necesitatea aprobării acestor hotărâri care sunt bune pentru cetățeni, pentru urbe. Găsesc că lucrurile se îndreaptă într-o direcție absolut normală. Poate ar trebui să îndrepte puțin mai rapid, că iarăși vine iarna și iarna nu-i ca vara, ca așa spune președintele nostru, și cred că o să meargă bine. Sincer, nu mă așteptam la evoluția asta în Consiliul Local. Mi se pare că lucrurile se dezvoltă cu consens, într-adevăr. Sper că o să apreciați faptul că se bagă gazul pe străzi, așa cum am sugerat în toată campania mea electorală. Se lucrează și se dă căldură tot din centrala de la Halânga, așa cum iarăși am spus în campania electorală. Și n-am decât să-i mulțumesc domnului primar că avem consens în ceea ce privește aspectele astea pe care le-am discutat atunci când eram în divergență, pentru că eram într-o campanie electorală, dar acum lucrurile merg pe făgașul pe care l-am estimat de altfel. Consiliul Local al municipiului Drobeta-Turnu-Severin a început să devină un for decizional în care divergențele politice sunt lăsate la o parte atunci când există un interes general pentru cetățeni. Nu este prima ședință în care consilierii se înțeleg foarte bine de la faza lucrărilor pe comisii și nu mai fac scandal în plen.